Editurile Patriarhiei Române participă și anul acesta la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus de la Romexpo. Astăzi, în ajunul zilei în care se împlinesc 115 ani de la nașterea părintelui profesor Dumitru Stăniloae, au fost lansate ultimele 4 volume din colecția Opere Complete. Evenimentul reprezintă un omagiu adus memoriei celui mai mare teolog ortodox român din secolul al XX-lea. Lansarea celor 4 volume apărute la editura Bazilica a Patriarhiei Române a avut loc în pavilionul central din cadrul complexului expozițional Romexpo din capitală. Invitatul de onoare al evenimentului moderat de părintele consilier patriarhal Mihai Hau a fost părintele profesor Ștefan Buchiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, ucenic al părintelui Dumitru Stăniloae. Astăzi au fost lansate cele 3 volume ale Teologiei Dogmatice Ortodoxe și lucrarea Reflecții despre spiritualitatea poporului român, încheiind astfel colecția Opere Complete, formată din 12 volume. Ce are distinct dogmatica părintelui Stăniloae față de toate cele precedente? Este expresia unei reveniri la Sfinții Părinți și la scriitorii de după Sfinții Părinți până în zilele noastre, în duhul lor cel mai autentic. Sigur că această publicare a operei integrale a părintelui Stăniloae este o mare reușită și a se datorează în primul rând prea fericitului părinte patriarh Daniel. Știm cu toții că a fost prea fericitul discipol al părintelui profesor Stăniloae și a redactat teza sub conducerea dânsului și putem spune ca specialiști în teologie că prea fericitul părinte patriarh Daniel duce mai departe teologia dogmatică prin ceea ce elaborează prefericitul prin lucrările pe care le oferă, pentru că se înscrie întru totul în duhul teologiei părintele Stăniloae și, pe de altă parte, așa cum a cerut părintele Stăniloae, îi duce mai departe scrisul, îi duce mai departe gândirea teologică dogmatică. De altfel, această ediție are și un cuvânt înainte al prefericitului părintele patriarh Daniel, care surprinde modul în care dogmele n-au mai fost tratate ca niște propoziții abstracte, așa cum se întâmpla cu 100 de ani înainte sau mai mult, datorită unor influențe apusene, ci ele se numește lumini vii ale vieții bisericești sau adevăruri ale împărăției preasfintei Treimi. De fapt, aici este punctul central. În această dogmatică, și de aceea a atras nu numai pe teologi, odată ce a fost publicată, ci și pe foarte mulți intelectuali în țara noastră, simțeau un Dumnezeu apropiat, un Dumnezeu care îi poartă efectiv de grijă omului, iar pe de altă parte simțeau că omul valorează foarte mult în ochii lui Dumnezeu și de aceea trebuie să valoreze și în proprii săi ochi. Persoana și comuniunea sunt cei doi poli în care se înscrie întreaga teologie a părintelui Stăniloae, dar în special teologia dogmatică. De fapt, și în Sfânta Treime și în umanitate, aceștia sunt cei doi poli ai existenței, persoana și comuniunea interpersonală. În acest sens, dogmatica va fi una foarte personalistă, așa cum o cunosc toți cei care au studiat până acum, și întemeiază valoarea persoanei umane pe chipul lui Dumnezeu imprimat din creație. S-a spus, pe drept cuvânt, dogmatica Părintelui Stăniloae este structurată hristocentric. Persoana Mântuitorul Iisus Hristos stă în centru, dar paradoxal același centru ocupă și dogma Sfintei Treimi. Chiar așa se și exprimă undeva Părintele Stăniloae, cele două dogme, dogma Sfintei Treimi și dogma persoanei Mântuitorului Hristos, ocupă același loc central. De aici observăm caracterul personal și ca reprezentant al curentului neopatristic, Părintele Profesor Stăniloae a putut face lucrul acesta și pentru că a unit teologia cu Evlavia, teologia cu Filocalia. Anul acesta s-au împlinit 25 de ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui profesor Dumitru Stăniloae și 40 de ani de la publicarea primei ediții a Dogmaticii Ortodoxe. De asemenea, mâine se vor împlini 115 ani de la nașterea celui mai mare teolog român. Ce ne puteți spune despre aceste volume care au fost lansate astăzi în ajunul zilei în care se împlinesc 115 ani de la nașterea părintelui Dumitru Stăniloae? Trebuie să recunosc sincer că la început nu ne-am gândit la momentul acesta. Știam doar că anul acesta, împlinindu-se 25
30 de ani de când este organizat târgul de carte de învățătură de către Radio România. Coincide cu cei 25 de ani de la trecerea în eternitate a părintelui Dumitru Stăniloae. Întâmplarea, cu ghilimele de rigoare, a făcut ca lansarea celor 12 volume din opera completă, încheiindu-se cu teologia dogmatică ortodoxă, să fie programată astăzi, cu o zi înainte de împlinirea anilor de naștere ai părintelui Dumitru Stăniloae. În forma aceasta trebuie să recunosc că este un alt omagiu pe care Biserica Ortodoxă Română îl aduce părintului profesor, pe a cărui teologie scrisă se reazămă eforturile bisericii de dinainte și de acum înainte. Ideea de a scoate opera completă a părintelui Dumitru Stăniloae aparține părintelui Patriarh Daniel, iar cel din tâi volum, sau primele trei volume, au văzut lumina tiparului în anul 2012. De atunci, din 2012 până în 2018, a apărut lucrarea integrală a părintelui Stăniloae, însumând 12 volume, iarăși identică cu cele 12 volume a altei lucrări a părintelui Dumitru Stăniloae, este vorba de Filocalia. În zilele următoare vor mai avea loc alte trei lansări de carte. Mâine, la ora 18, va fi lansat volumul Pași spre Marea Unire, Mărturii din șcheii Brașovului, semnat de părintele Vasile Oltean, iar sâmbătă, de la ora 17, vor fi prezentate publicului studiile de istorie și de spiritualitate creștină ale academicianului Emilian Popescu și Colindele populare românești, antologie pentru cor bărbătesc. Editurile Patriarhiei Române ocupă standul cu numărul 349.